Măsurătorile terestre în intravilanul Comunei Mândra sunt în plină desfășurare. Inginerii topometriști au demarat măsurătorile în intravilanul satului Toderița. Aceste lucrări cadastrale fac parte din Programul Național de Cadastru și Carte Funciară implementat la nivel național de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, unde a fost inclusă și Comuna Mândra. Am început și proiectul de cadastru general. Deja firma care se ocupă de lucrare au măsurat intravilanul satului Mândra și intravilanul satului Ileni. Momentan ne ocupăm de satul Toderița, urmează să vină să continuăm măsurătorile pentru Toderița, după care vom continua cu Râușorul și Șona. Locuitorii satului Toderița sunt rugați să ofere tot suportul topometriștilor care se vor afla în teren. Terenurile din intravilanul unității administrativ-teritoriale au fost scanate și măsurate pe cale aeriană, însă mai sunt și situații unde măsurătorile nu au fost concludente. În această situație s-a demarat campania măsurătorilor terestre în Comuna Mândra. Acestea vor fi folosite pentru înregistrarea imobilelor în sistemul de cadastru și carte funciară în mod gratuit. În urma acestor lucrări, fiecare imobil va fi înscris în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în conformitate cu realitatea din teren. Respectiv, măsurătorile efectuate la fața locului, precum și cu documente existente, respectiv documentele care există la primărie și la oficiul de cadastru, dar și documentele pe care le pun cetățenii la dispoziția firmei care realizează lucrările de cadastru sistematic. Ulterior realizării cadastrului sistematic, cetățenii vor primi un extras de carte funciară care reflectă ceea ce dețin în realitate. Am făcut apel la cetățeni să fie cât mai receptiv, pentru că e interesul atât al cetățeanului cât și al primăriei ca acest proiect să decurgă cât mai ok. Oamenii au înțeles nevoia că până la urmă trebuie să fie ospitalier cu cei care se ocupă de lucrări, să-i primească, să le permită accesul în proprietățile lor, și nu am întâmpinat probleme până acum. Sperăm să nu avem nici pe viitor, să decurgă totul așa cum e normal.